Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschidem cartea Apocalipsa la capitolul 10. Voi citi între capitolul, de la versetul 1, deci la 11, Apocalipsa, capitolul 10. Să ascultăm acest pasaj biblic. Apoi am văzut un alt înger puternic, care se pogora din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul, fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc. În mână ținea o cărticică deschisă. A pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ și a strigat cu glas tare cum răcnește un leu. Când a strigat el, cele 7 tunete au făcut să se audă glasurile lor. Și când au făcut cele 7 tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu și am auzit din cer un glas care zicea: pecetulește ce au spus cele 7 tunete și nu scrie ce au spus ele. Și îngerul pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ și-a ridicat mâna dreaptă înspre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă, ci că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor. Și glasul pe care l-auzisem din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis: du-te de ea cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la înger și am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănânc-o. Ea-ți va amărâ pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Apoi mi-a zis: trebuie să profețești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, suntem în al 18-lea seminar asupra cărții Apocalipsa și încă mai avem multe, pentru că este o carte adâncă, profundă, mai avem multe de parcurs. Și lucrul care vreau să încep în această seară aici la Emanuel este acesta. Odată cu trâmbița a șasea sau a doua trâmbițe vai, se încheie prima parte a necazului celui mare. Primii 3 ani și jumătate de necaz, primele 1260 de zile, din totalul de 7 care sunt îngăduiți de Dumnezeu pentru judecarea pământului. Dar între trâmbița a 5-a și trâmbița a 7-a, deci trâmbițele acestea 3 vai, care sunt la sfârșitul primei părți a necazului celui mare, între aceste 3 trâmbițe sau în perioada în care ele se desfășoară, au loc foarte multe, multe evenimente. Cercetătorii Sfintelor Scripturi, și eu sunt de acord cu ei, sunt de acord că evenimentele despre care Ioan vorbește parantetic, adică se oprește ca să spună că, uite, au început acum potirele și să le enumere și face o pauză, o paranteză, spunem noi. De aceea spunem sunt capitole parantetice. Și Ioan introduce 4 capitole parantetice, de la capitolul 10 la capitolul 14, ne spune ce se întâmplă în cer și ce se întâmplă pe pământ în timpul desfășurării necazului sub aceste trâmbițe, 5 la 7. Multe evenimente. Și toate acestea se petrec într-o perioadă poate de câteva luni de zile, un an, evenimente de la mijlocul necazului celui mare. Volumul lor este mare,
Poate că este greu să le prezentăm chiar în ordine, eu voi prezenta o ordine logică a lor, așa cum mi se pare că apare ele în Scriptură și am citit mult pe această linie ca să mă documentez bine. Sunt aproximativ 15 evenimente mari care se întâmplă în câteva luni de zile la mijlocul necazului celui mare. Și aș vrea să le enunț pentru dumneavoastră și le vom studia împreună evenimentele acestea. Primul eveniment este cel de care ne vom ocupa și astăzi, cărticica din cer, Apocalipsa 10, 1 la 11. Al doilea, începe un nou conflict mondial, Daniel 11, 40 la 45. Al treilea, uciderea lui Anticrist, Daniel 11 cu 45, Apocalipsa 13 cu 3. 4. Aruncarea lui Satan pe pământ. Suntem în Apocalipsa 12, de la 7 la 12. 5. Învierea lui Anticrist. Apocalipsa 13 cu 3. 6. Trei împărați sunt uciși de către Anticrist, iar 7 îi se supun lui. Daniel 7 cu 24, Apocalipsa 17 cu 12 la 13 și Apocalipsa 17. 7. Distrugerea Babilonului eclesiastic. Apocalipsa 17, 1 la 18. Deci toate se întâmplă acum la mijlocul necazului, în câteva luni. Moartea celor doi martori. Apocalipsa 11, de la 7 la 13. 9. Introducerea închinării anticristice. Apocalipsa 13, de la 3 la 10. 10. Venirea și lucrarea profetului mincinos, Apocalipsa 13, de la 11 la 15. 11. Semnul fiarei, Apocalipsa 13, de la 16 la 18. 12. Ruperea celor 7 ani de legământ dintre Anticrist și Israel, Isaia 28, de la 14 la 22, Daniel 11, cu 40 la 45. Al 13-lea eveniment, la mijlocul necazului. Urăciunea pustiirii, Daniel 9 cu 27, 12 cu 11, Matei 26 cu 15 la 16, Apocalips 11, 1 la 2, 2 Tesaloniceni 2, 3 la 4 și apoi 8 la 12. Vă spun toate pasajele acestea pentru că mă gândesc că o să intrați în posesia CD-urilor, le ascultați acasă și atunci se pot relua și să vă documentați asupra lor. Citim pasajele biblice. 14. Persecutarea masivă a evreilor. Matei 24, 15 la 28, Apocalips 12, 1 la 17, Geneza 37, 9 la 11. Și 15, al 15-lea eveniment care are loc la mijlocul necazului celui mare. Anunțurile de la mijlocul necazului. Vor fi 7 anunțuri, sigur, noi ne vom ocupa de fiecare aspect în parte, pentru că sunt subiecte care privesc desfășurarea Apocalipsei. După aceste 15 evenimente, urmează trâmbița a șaptea, care, sau a treia trâmbiță, vai, care introduce judecata pământului din a doua jumătate a necazului, deci ultima jumătate, ultimile 1260 de zile, judecată numită judecata potirelor, sub potire, și cu aceasta, cum am spus, începe apoi activitatea propriu-zisă a lui Anticrist. Având în vedere volumul mare de informații care sunt cu atâtea evenimente, inițial mi-am propus să le prezint în două seminarii, dar sunt prea multe, după cum am văzut, și atunci o să le prezint în patru seminarii distincte, fiecare aspect în parte. Ne vom ocupa de câte patru de fiecare dată, ultimul va fi trei. Și are să începem cu începutul. Deci primul lucru, primul eveniment, la mijlocul necazului celui mare care transpare, este cărticica din cer, Apocalips 10, 1 la 11. Versetul 2 spune, în mână ținea o cărticică deschisă, îngerul acesta puternic.
Iată că se arată un înger, în versetul 1 din capitolul 10 Apocalipsa, un înger puternic, spune, care ține în mână o cărticică deschisă. Este pentru a doua oară în cartea Apocalipsei când un sul, pentru că în greacă este sul, nu este carte, când un sul este prezentat. Prima dată când acest sul sau carte pecetuite pe, scrise pe dinăuntru și pecetuite pe din afară este prezentat, este prezentat în capitolul 5, vă aduceți aminte? Așa? Și cartea aceasta, sulul acesta este luat de Iisus Hristos pentru ca să îi se desfacă pecetele și să descoperim că în cartea aceasta sunt tainele lui Dumnezeu cu referire la judecarea pământului sub pecete și sub trâmbițe. Acum o nouă cărticică, un nou sul, de data aceasta este deschis sulul pentru că lucrurile sunt revelate, sunt descoperite, tainele lui Dumnezeu sunt în curs de desfășurare. Și cel ce ține această carte, spune, este un înger puternic. Cei ce studiază cuvântul Domnului așa îndeaproape, cum trebuie studiat de fapt, consideră și sunt de acord, și eu sunt de acord, că acest înger puternic în realitate este Iisus Hristos. Este o expresie biblică vechi testamentală pe care Ioan o împrumută în scrierea lui, în vocabularul lui. În Vechiul Testament, atunci când Iisus Hristos, pentru că El este veșnic, când s-a prearătat lui Israel, expresia favorită în Vechiul Testament era Îngerul Domnului. Îngerul Domnului. Dacă vă uitați în Exod 14 cu 19, Exod 23 cu 20 la 21, Isaia 63 cu 19 la 14, prezintă pe Îngerul Domnului și chiar spune cuvântul Domnului că ai grijă cum te porți, pentru că îngerul care este în mijlocul tău nu-ți va ierta păcatul dacă îl mânii. Păcatul nu-l iartă decât numai cine? Dumnezeu. Sau, prin urmare, acest înger al Domnului în Vechiul Testament este Iisus Hristos, pentru că iartă păcatele și primește jertfă și închinare. Iartă păcatele, primește jertfă și închinare. Deci, din nou, apare Iisus Hristos cu o cărticică în mână și Ioan ne spune, înainte de a vorbi despre cărticica propriu-zisă, ne spune trei lucruri despre Iisus Hristos. Notați-le. Primul este caracterul Lui. Apocalipsa 10 cu 1. Apoi am văzut un alt înger puternic, deci caracterul Lui este puternic, care se cobora din cer, învăluit într-un nor. Înseamnă plin de glorie, pentru că nor înseamnă glorie. Deasupra capului lui era curcubeul, este semnul lui Dumnezeu de legământ cu omul. Fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc, pentru că sunt stâlpi de foc, pentru că el vine să judece. Este încă în perioada de judecare a pământului. Deci caracterul lui puternic, sfânt, plin de glorie și păstrător al legământului pe care l-a făcut cu omul. Al doilea aspect pe care îl spune Ioan despre el este autoritatea și domeniul lui. Autoritatea și domeniul lui. Versetul 2, partea 1 din Apocalipsa 10. Versetul 2b. A pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ. Când îl prezint în forma aceasta, cu un picior pe mare și cu un picior pe pământ, pământul are două elemente, practic, apă și pământ propriu-zis. Când este cu un picior în apă și cu un picior pe pământ, Ioan vrea să ne comunice și să ne spune că acest înger glorios, care este Iisus Hristos, este stăpânul pământului și al apelor și al uscatului. El controlează toate lucrurile. Și apoi, al treilea lucru pe care îl prezintă Ioan despre acest înger, despre Iisus, este strigătul lui puternic, versetul 3. Și a strigat cu glas tare, cum răgnește un leu. Când a strigat el, cele șapte tunete au făcut să se audă glasurile lor. Chiar am primit un e-mail unde cineva mă întreba, dar despre cele șapte tunete n-ați vorbit nimic, frate Gog. Ce însemnează cele șapte tunete care strigă aici? Sunt două păreri în Sfânta Scriptură. O părere a unor teologi, cercetători, este că cele șapte tunete ar fi
glasul a 7 îngeri puternici pe care Dumnezeu îi folosește acum în vremea sfârșitului pentru pedeapsa pământului. Eu nu sunt de acord cu această părere și am să vă explic de ce. Cea de-a doua părere este că cele 7 tunete nu le spune nici pe cine reprezintă, nici ce reprezintă, numai că au început să strige, și sunt reacții demonice. Sunt reacții demonice la planul lui Dumnezeu. Probabil 7 demoni puternici care, tulburați de ce a strigat Iisus Hristos, că Iisus Hristos a strigat, se încheie taina lui Dumnezeu acum și împărăția pământului intră în mâinile mele. Tulburați de lucrul acesta, au început să strige. Și Ioan a vrut să scrie ce au strigat ei. Dar îngerul ce a zis? Dă-le pace, nici nu-i băga în seamă. Nici nu-i băga în seamă. Că n-are rost să-i bagi în seamă. Nu te tulbura de glasul lor, nu scrie nimic ce au spus ei. Este necompatibil cu cartea Apocalipse, pentru că Apocalipsa însemnează revelație, descoperire, nu pecetluire. Aici spune pecetulește. Nu băga în seamă ce au spus, asta înseamnă. Nici nu lua în seamă, nu scrie. Prin urmare, sunt strigăte ale celui rău, strigăte de disperare și de mânie, pentru că nu mai are ce face și de aceea Domnul nu vrea ca să ne mai tulbure cu ce a vrut să strige diavolul, pentru că și așa nu are niciun rost, pentru că nu are niciun succes. Ei au reacționat încă o dată la strigătul Îngerului Mare, a Domnului Iisus Hristos, cu privire la încheierea tainei lui Dumnezeu, așa cum spune în versetul 7. Că în zilele în care Îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de el robilor săi, prorocii. Și în contextul acesta, Ioan se apropie să vadă ce este în cărticica aceea. Spune versetul 9, m-am dus la înger și am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănânc-o. Ia-ți va amărâ pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Ioan s-a dus, a luat cartea și a mâncat-o. Din nou este o vorbire figurativă. Prin aceasta vrea să spună următorul lucru. Cuvântul Domnului, pentru cine iubește cuvântul Dumnezeu și pentru cine se supune la voia lui Dumnezeu, este mai dulce decât mierea. Scrie lucrul acesta mereu în Scriptură, în special în Psalmi și în Proverbe. Cartea aceasta, deci, conținea cuvântul revelat, descoperit al lui Dumnezeu despre ceea ce urmează în continuare. Tainele lui Dumnezeu cu privire la ultima parte a necazului celui mare. Dar spune că în pântece a simțit o amărăciune puternică. Adică, care este, ce explicație se poate da? Explicația este următoarea. Când te uiți la omenire și vezi păcatul în care trăiește, când vezi lucrurile grozave care vin asupra ei și mor nemântuiți, sufletul tău, duhul tău, lăuntrul tău trebuie să se amărască, să se miște de durere. De aceea trebuie să-ți îndulcești gura cu cuvântul lui Dumnezeu și la cât poți să mergi să le spui de mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Că așa stau lucrurile, uitați-vă în versetul 10 și 11. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, pentru că așa e frumos cuvântul. Vestea e frumoasă, că este o veste mântuitoare, vestea bună. Dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Apoi mi-a zis, deci aici este explicația, trebuie să profețești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Deci, tocmai asta îi spune lui Ioan, du-te și cu cuvântul care l-ai mâncat acum, deci cu ceea ce tu ai descoperit, ce ai învățat, du-te și spune oamenilor ce urmează să se întâmple în continuare. În al doilea rând, am spus, următorul eveniment la mijlocul necazului celui mare, după descoperirea cărții acestea mici din cer, este un conflict mondial. Un conflict mondial. Acest conflict mondial ne este prezentat în Daniel, capitolul 11, versetele 40 la 45.
La vremea sfârșitului, împăratul de la miază zi se va împunge cu el și împăratul de la miază noapte se va năpusti ca o furtună peste el, cu care și călăreți și cu multe corăbii. Va înainta asupra țării lui, se va revărsa ca un râu și le va înneca. Va intra și în țara cea minunată și zeci de mii vor cădea, dar Edomul, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui. Își va întinde mâna peste felurite țări și nici țara Egiptului nu-i va scăpa, ci se va face stăpân pe vistieriile de aur și de argint și pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului. Libienii și etiopienii vor veni în alai după el. Dar niște zvonuri venite de la răsărit și de la miază noapte îl vor înspăimânta și atunci va porni cu o mare furie ca să prăpădească și să nimicească cu desăvârșire pe mulți. Își va întinde cortul palatului său între mare și muntele cel slăvit și sfânt. Apoi îl va ajunge sfârșitul și nimeni nu-i va veni într-ajutor. Este vorbirea tainică a lui Daniel, dar asta e descoperit acum prin Apocalipsa și prin epistole. Ce se întâmplă? Acum, spre concluzia primei părți a necazului celui mare, Anticrist, care este un lider între oameni, un lider proeminent între oameni, face eforturile cele mai mari pentru a pune mâna pe conducerea lumii întregi, așa cum a încercat Hitler să facă. Dar el va reuși. În acest conflict, deci el va provoca câteva războaie, pentru că va avea Europa de vest de partea lui, în aceste războaie și în aceste conflicte, în aceste planuri, el va antrena lumea în război. Va reuși să spune trei împărați să nimicească. Va reuși să nimicească pe împăratul din nord, este vorba... Când spune nord și în sud, este în relație cu Israel. Va reuși să nimicească Siria, va reuși să nimicească împăratul din sud, Egiptul, și va reuși să nimicească pe împăratul din răsărit, Mesopotamia, Irak, conform Daniel 7, cu 8, cu 20 și cu 24. Și apoi va ocupa Israelul. Deci, va ocupa Israelul, pentru că rupe legământul de pace pe care l-a făcut la începutul necazului, pe timp de 7 ani, cu Israelul. Daniel 11, cu 41. Va intra și în țara cea minunată și zeci de mii vor cădea. Deci va măcelări zeci de mii de oameni în Israel. Pentru că va veni ca un puhoi din Egipt, se va întoarce peste Israel. Și apoi, când va intra peste Israel, cuvântul Domnului spune că își va așeza centrul militar, spune, își va întinde corturile palatului său între mare și muntele cel slăvit. Asta înseamnă între Mediterana și muntele Moria. Deci își va pune palatul său, cortul de rege, de general, în Israel, posibil, pe muntele Moria, acolo lângă templu, pentru că va fi aproape de templu și va și intra în templu ca să se dea drept Dumnezeu. Cu toate că va face aceste pustiri de nedescris în acest conflict internațional, un lucru nu-l va putea face Anticrist. Nu va putea cuceri Iordania. Este uimitor, nu? Nu va putea cuceri Iordania. Vedeți-vă din nou la versetul 41, partea a doua. Dar Edomul, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui. Edomul, Moabul și Amonul sunt ținuturile în care astăzi este Iordania. Este locul unde, vom vedea, Israel se va refugia, rămășița, în timpul necazului celui mare, în special în Petra, orașul acesta numit în Biblie Boțra. În acest conflict mondial, un lucru de necrezut se întâmplă. Cel de-al treilea eveniment al necazului, al mijlocului necazului celui mare, și anume uciderea lui Anticrist. Uciderea lui Anticrist. Uitați-vă ce spune versetul 45, partea finală din Daniel 11. Apoi își va ajunge sfârșitul și nimeni nu-i va fi într-ajutor. Deci își va ajunge sfârșitul. Iar în Apocalips 13 cu 3,
Limbajul pe care îl folosește Ioan, am să vi-l explic, pentru că este din nou un limbaj profetic, zice, unul din capetele ei, ale fiarei, părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Pentru că Ioan scrie în felul acesta, părea rănit de moarte, unii spun că un complot va avea loc împotriva lui Anticrist, în acest conflict internațional, pentru că unii vor vedea în el un Hitler și vor vedea pe bună dreptate unul mai mare decât Hitler și nu vor vrea să îl vadă în poziția aceasta, de aceea vor căuta un asasinat politic și vor reuși. Dar spun unii că poate că va fi împușcat în cap sau, mă rog, undeva va fi lovit ca de moarte, va intra într-o comă profundă, din care își va reveni cu tipul. Și aceasta merge pe explicația unul din capetele lui părea rănit. Deci, părea rănit de moarte. Părea. Este limbajul cu care Ioan ne-a obișnuit deja și ceea ce a spus prima dată trebuie să aibă valoare și a doua oară. Uitați-vă la limbajul lui Ioan și o să dați dreptate la explicația pe care vă dau în Ioan capitolul 5 și cu versetul 6. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Ce zice mai departe? Părea junghiat. Am o întrebare. A murit Iisus sau numai s-a părut că moare? A murit. A murit Iisus. Însă limbajul lui Ioan este acesta. Părea junghiat. Adică arăta ca și când a avut o rană de moarte. Care a dus moartea asupra lui. Asta este expresia. Deci este o expresie profetică. Părea junghiat. Ce se întâmplă? Un asasinat politic va fi împotriva lui Anticrist și Anticrist va muri. Va muri. Moartea lui va fi o ocazie mare pentru Satana ca să limite din nou pe Mântuitorul Iisus Hristos prin înviere din morți. Și de aceea Satana împreună cu prorocul mincinos vor lucra ca Anticrist să-și revină la viață. Să-și revină la viață. Și faptul că își va reveni la viață va avea un impact extraordinar asupra lumii din vremea aceea, pentru că oamenii vor crede că, într-adevăr, ăsta este Salvatorul, Mântuitorul, dacă El a înviat din morți. Câteva lucruri ne spune Ioan despre Anticrist. În Apocalips, capitolul 13. Și aș vrea să notăm aceste lucruri, deci despre cel care va fi ucis. Primul lucru despre părinții lui. Apocalipsa 13:1. Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 corne și 7 capete. Pe corne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara aceasta, care este simbolică pentru Satan și pentru domeniul care el îl cucerește, este tata lui Anticrist. Cum vă spuneam în multe ocazii, dacă Iisus Hristos este sămânța femeii, în același pasaj biblic, de aceea nu putem să interpretăm altceva și nu trebuie să predicăm ce vrem noi. În același pasaj din Geneza 3:15 spune vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta, vorbește diavolul, deci diavolul poate să aibă sămânța lui și sămânța femeii. Și atunci, dacă în Geneza capitolul 6 aflăm că Satan a delegat un număr necunoscut de demoni care să fie intim cu fetele oamenilor și să pervertească rasa umană născându-se urieșii,
Acum Satan personal va face lucrul acesta, cunoscând o femeie, și din această uniune, din acest adulter, pentru că el nu o să se căsătorească, se va naște anticrist. Și anticrist va moșteni toată sălbăticia lui Satana. Toată sălbăticia lui Satana, după cum părinții, copiii moștenesc pe părinți, anticrist va moșteni toată sălbăticia lui Satana. Uitați-vă, o fiară cu 10 corne și 7 capete pe corne. Versetul 2 din Apocalipsa 13. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard. Avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Moștenirea este aceasta. Leopardul este Imperiul Grecesc. Este Alexandru Macedon, un tânăr care a ajuns împărat în Macedonia și care în câțiva ani a fost cea mai fulgerătoare ridicare militară și istorică cunoscută. Alexandru Macedon a făcut cuceriri până în India. Și trebuie să ne imaginăm că în anii 300 și 40-330, când el a făcut aceste isprăvi militare, oamenii mergeau pe jos, mergeau și călări, bineînțeles, dar să străbați lumea din Macedonia, din lângă România și până în India, pe jos sau călare, și să bați toată lumea, să o cucerești, este ceva de neimaginat. Și de ce Alexandru Macedon este prezentat sub două chipuri în Biblie? Pardos sau leopard și un țap. Este interesant că măcar că el este atât de puternic, în ochiul lui Dumnezeu, Alexandru Macedon este un țap, un berbec nereușit. Așa, un țap nereușit. Dar ce vrea să spună este că, așa ca și Alexandru Macedon, care s-a ridicat furtunos, virtiginos, și anticrist va avea această moștenire din diavolul, leopardul. Deci se va ridica rapid la putere și va cuceri toată lumea. Daniel 7:6. Ursul, spune, avea labe ca de urs. Ursul este Imperiul Persiei. Daniel 7:5. Este cel mai puternic animal terestru și deci va avea putere imensă. Am să vă vorbesc mai încolo despre puterea lui. Și apoi leul. Spune, și avea gură ca și gură de leu. Leul a fost Imperiul Babilonian. Ce vrea să spună? Vrea să spună că felul de organizare pe care îl va face va fi unul extraordinar, ca aurul, bine pus la punct. Pe de altă parte însă sunt comentatori biblici care spun că aici când spune că va fi gura ca și o gură de leu, este o referință profetică la Imperiul Britanic. Britanicii au simbolul leului în putere și când spune că are gură ca de leu, vrea să spună că este o referire profetică la zilele din urmă, când în domeniile economice, în domeniile aeronautice, în domeniile bancare, în domeniile de turism, transporturi, limba care se vorbește, care este? Engleză. Știe să vorbească engleză, e băiat educat. Daniel 7:4. Probabil că este o altfel de referință. După ce ne prezintă părinții, Ioan ne prezintă persoana sa. Și anume, anticrist este un om real, de aceea moare. Versetul 3 din Apocalipsa 13, unul din capetele ei părea rănit de moarte. Rănit de moarte. A murit. Dar, ceea ce vrea, cred eu, mai mult decât aceasta să ne spună Ioan, este ironia lui Dumnezeu asupra lumii contemporane din vremea sfârșitului. Și anume, lumea contemporană, prin această teorie deșucheată,
deplasat, dar numită științifică teoria evoluționistă, lumea spune că omul se trage din animal și nu vrea să renunțe la aceasta. Și atunci, cred că Domnul Dumnezeu a zis așa omenirii, din animal vă trageți, un animal pun peste voi, o fiară. Asta să vă conducă și să vedeți cum o să fiți când o să fiți conduși de o fiară. Pentru că așa îl numește Biblia pe Anticrist, fiară. Fiară apocaliptică. Și apoi, după ce ne prezintă părinții și persoana, Ioan ne prezintă puterea lui Anticrist. Versetul 5. Și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Adică 3 ani și jumătate sau 1260 de zile. Ceea ce vreau să vă spun este următorul lucru și aceasta trebuie să vă încurajeze. În limba greacă, pentru putere sunt doi termeni. Este dunamis sau dinamis, de unde avem dinamită, și aceasta însemnează putere nerestrânsă, putere absolută. Și al doilea termen pentru putere în limba greacă este exousia. Exousia înseamnă putere delegată. Ai putere, dar nu poți face tot ce vrei. Ești controlat de cineva mai puternic decât tine. Acum să vă spun taina. Anticrist nu are dunamis. Anticrist are exousia, o putere delegată de la Satana, pentru că nici Satana nu are dunamis, ci are numai o putere delegată care a primit-o de mult de la Dumnezeu și de aceea amândoi și Anticrist și Satana sunt controlați absolut de puterea lui Dumnezeu. Dar mai mult ce vreau să vă spun este următorul lucru. Tu și cu mine, credincioșii noi testamentali, au putere dunamis, dinamit în ei. În Fapte, capitolul 1, cu versetul 8, mai ales bisericile pentecostale, sunt bucuroase când aud lucrul acesta, spune, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Acolo scrie un dunamis. Adică putere să-l puteți birui pe cel rău, să-i porunciți să meargă în adânc, să-l mustrați pe cel rău, să nimiciți planurile diavolului. Glorie Domnului! Prin urmare, Anticrist are putere enormă, dar are o putere controlată, controlată, așa cum are și tatăl său, Satana, diavolul. Și al patrulea eveniment pe care îl urmărim în seminarul de astăzi, în această seară, este aruncarea lui Satana pe pământ. În Apocalips, capitolul 12, versetele 7 la 12. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul sau cu diavolul. Și balaurul cu îngerii lui sau cu demonii lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui. Și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui. Pentru că pârșul fraților noștri care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mare mânie, fiindcă știe că are puțină vreme. În acest moment al prezentării mele asupra Apocalipsei, trebuie să vă reamintesc, frate și surori, doamne și domnilor, că în existența sa, din ziua sau din momentul în care a fost creat, Lucifer a fost creat ca toți îngerii, Satan a ocupat și va ocupa 6 locuri distincte. 6 locuri distincte. Acum este aruncat pe pământ. Și aș vrea să vă arăt din Scriptură locurile pe care le-a ocupat Satana și bineînțeles, ce se va întâmpla cu el.
Primul loc pe care l-a ocupat Satana a fost la tronul lui Dumnezeu. Ezechiel 28:14. Era un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrilor scânteietoare. Deci când l-a creat pe Satana, Dumnezeu a stabilit ca aceste făpturi spirituale numite îngerii să fie în trei clase distincte. Îngeri, serafimi și heruvimi. Îngerii sunt slujitori, serafimii sunt închinători, iar heruvimii sunt cei ce protejează, să spunem așa, tronul lui Dumnezeu și poartă tronul lui Dumnezeu. Sunt responsabili de manifestarea gloriei lui Dumnezeu, a șechinei. Satana, Lucifer se numea în vremea aceea, pentru că era strălucitorul, asta înseamnă Lucifer, era un heruvim ocrotitor. Avea aripile întinse peste tronul lui Dumnezeu și spune, umblai prin mijlocul pietrilor scânteietoare. Era suma înțelepciunii lumii create a îngerilor, Ezechiel 28:12. Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului, dar împăratul Tirului s-a născut, iar el a fost, despre care vorbește aici, a fost creat, de aceea sub împăratul Tirului este prezentat Satana. Și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu, auziți, ajunsesești la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Dumnezeu a stabilit ca în aceste trei ordine îngerești, îngeri, serafim și heruvim, să existe un nivel de înțelepciune, să zicem, de la 1 la 100. Îngerii au de la 1 la 50. Serafimii de la 1 la 70. Heruvimii au de la 1 la 95. Ei, când l-a creat pe Lucifer, l-a făcut să aibă toată înțelepciunea, suma aceasta care a rânduit-o Dumnezeu pentru îngeri. Deci era suma înțelepciunii îngerilor. Era un heruvim care purta tronul lui Dumnezeu și șechina, era perfect și deci era responsabil cu gloria lui Dumnezeu, cu purtarea tronului lui Dumnezeu, cu manifestarea slavei lui Dumnezeu. A fost primul loc pe care l-a ocupat Lucifer. Al doilea loc este în Edenul mineral, adică în pământul primordial. Tot în Ezechiel 28:13. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut sau creat. Deci dacă ar fi împăratul Tirului, împăratul Tirului n-a fost făcut, n-a fost creat, a fost născut. Înseamnă că este vorba de Lucifer. În Edenul mineral, pământul primordial, deci așa când l-a făcut Dumnezeu, când a ieșit din gura lui Dumnezeu să fie pământ, cum vă spuneam când am făcut studiul în Iuda, a arătat ca o grădină de diamante, de pietre scumpe, de aur, era ceva care în bătaia soarelui era de nedescris în frumusețe. Și Dumnezeu a stabilit ca îngerii pe care El i-a creat să aibă, poate fiecare dintre ei, dar cel puțin heruvimii și serafimii, să aibă fiecare câte una din aceste stele pe care le-a creat Dumnezeu. Când a creat pământul, pentru că l-a făcut atât de frumos, Dumnezeu a dat administrarea pământului lui Lucifer. De aceea spune aici, stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu. Faptul că enumeră aceste pietre scumpe cu care era împodobit, acestea sunt pietrele scumpe pe care Dumnezeu le-a rânduit să le poarte marele preot la cort și la templu.
Și rânduiala aceasta este rânduiala din cer. Ce vrea să ne spună Ezechiel prin aceasta este că, deși i-a dat pământul în administrație, totuși pentru că era ocrotitorul tronului lui Dumnezeu, Lucifer este primul înger, și ascultați cu atenție pentru ca să înțelegeți, care a fost mesianizat. Mesianizat, adică uns ca mare preot. Faptul că spune că timpanele și flautele erau în slujba ta, el era cel care conducea închinarea înainte lui Dumnezeu. A mesianiza însemnează a unge pe cineva cu autoritate. El a fost uns cu autoritate de mare preot. Pietrele despre care vorbește sunt pietrele marelui preot. Și aici, după ce a primit pământul în administrare, aici a căzut el în păcat. Aici a căzut el în păcat, în Edenul acesta mineral. În Isaia, capitolul 14, versetele 12 la 14, ni se spune cu detalii specifice cum a căzut în păcat Lucifer. Și hai să ne uităm la cele cinci eu voi, pentru că în engleză I will, deci eu voi, mă voi sui, mă voi duce, voi face, eu voi. Primul eu voi, spune în Isaia 14 cu 13, partea 1, mă voi sui în cer. Când a spus aceste cuvinte de aici, de pe pământ, unde își administra bogăția, el și-a exprimat intenția să-L uzurpe pe Dumnezeu din autoritatea Lui supremă. Deci primul gând a fost acesta, să-L uzurpe pe Dumnezeu. Mă voi sui în cer, pentru că am acces la tron, sunt și purtătorul tronului, mă duc să-L uzurpe pe Dumnezeu. Al doilea eu voi este în Isaia 14 cu 13b. Îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Cu acest al doilea eu voi, eu îmi voi ridica, și-a exprimat intenția să fie singura autoritate peste toți îngerii creați de Dumnezeu. Stelele în Biblie sunt simbolice pentru îngeri. Și în felul acesta, deci, să stăpânească peste toți îngerii. Al treilea, eu voi. Isaia 14 cu 13f. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miezului noaptei. Prin aceasta și-a exprimat intenția să fie rege peste împărăția lui Dumnezeu și peste profețiile lui Dumnezeu. Pentru că, fiind la tronul lui Dumnezeu, el a avut parte de descoperiri dumnezeiești. Domnul i-a revelat planul cu privire la de a crea un om și de a întemeia pe pământ o împărăție, mai ales, cred că le-a vorbit despre Israel, care nu exista în vremea aceea, dar în mintea lui Dumnezeu și în planul lui exista, cum existam și noi. Și când a spus că vreau să stau la capătul miezului noapte, este palatul împăratului în partea de miezul noapte. Nu știu de ce Dumnezeu a ales nordul, extremul nordic, drept locul unde și-a ales scaunul de domnie. Și în Israel, în Ierusalim, puteți pune pe ecran psalmul 48? Uitați-vă, și pentru că și Ierusalimul se întâmplă și este organizat după sistemul din cer. Psalmul 48. Mare este Domnul și lăudat de toți în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel Sfânt. Versetul 2. Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ este muntele Sionului. În partea de nord este cetatea Marelui Împărat, a lui David. Deși David și-a așezat poziția lui de rege după sistemul din cer, în partea de nord a Ierusalimului. Și diavolul, când a spus aceasta, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, și a zis, voi fi rege peste împărăția lui Dumnezeu și peste desfășurarea profetică a cuvântului său. Al patrulea, eu voi, mă voi sui pe vârful norilor, Isaia 14 cu 14a. Prin aceasta și-a exprimat intenția de a avea gloria lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu, când a zis că vrea să fie peste nori. Pentru că ce însemnează norul în Scriptură este simbolic pentru gloria Domnului. Uitați-vă în Exod 40 cu 35.
Levitic 16 cu 2, 1 împărați 8 cu 10 la 11. Și în templu s-a coborât norul lui Dumnezeu și preoții n-au mai putut să stea acolo din pricina slavei lui Dumnezeu. Al cincilea, eu voi. Voi fi ca cel prea înalt. Isaia 14 cu 14, partea finală. În Scriptură, când Domnul Dumnezeu se prezintă cu numele El Elion sau cel prea înalt, prin aceasta ne spune că El este creatorul și singurul posesor, stăpân al cerului și al pământului. Uitați-vă în Geneza 14 cu 19. Melchisedec era preot al Dumnezeului celui prea înalt, făcătorul sau creatorul cerului și al pământului. Oriunde apare numele El Elion, asta înseamnă creatorul și stăpânul cerului și al pământului. Când Lucifer a zis, voi fi ca cel prea înalt, a vrut să spună, îl voi pune pe Dumnezeu inferior mie, eu voi fi singurul stăpân al cosmosului, inclusiv peste Dumnezeu. Și cu acestea, de aici de pe pământ, el, când a început să negocieze, uitați-vă în versetul 18 din Ezechiel 28, prin mulțimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, ți-ai spurcat locașurile sfinte. Pentru că îngerii erau dispersați în cosmos, avea din loc în loc, pentru el conducea închinarea, centre de închinare. S-a dus în aceste centre de închinare și când spune prin mulțimea negoțului tău, deci de pe pământ a umblat mereu ca să negocieze cu îngerii, să treacă de partea lui, să-l uzurpe pe Dumnezeu, pentru că apoi le oferă el poziții pe care ei nu le-au putut visea până atunci. Și de ce spune prin mulțimea negoțului tău, ai spurcat locașurile sfinte, pentru că a făcut negocierile acestea chiar și acolo unde trebuia să se închine lui Dumnezeu, cum vin mulți să fac business în biserică. Dumnezeu să aibă milă de noi, de toți. Amin? Amin. Asta a fost al doilea loc al lui Lucifer, deci în grădina minerală Eden, pământul. Al treilea loc al lui Satana este în atmosferă, în locurile cerești. Efeseni 2 cu 2, Efeseni 6 cu 12. În această stare este și astăzi. Și în această stare el are două accese speciale. Deci fiind în văzduh, în locurile cerești, alungat de pe pământ și de la tronul Dumnezeu în locurile cerești, în văzduh, în atmosferă, el are două accese. Are acces în cer și astăzi, în fiecare zi, are acces în cer, înaintea lui Dumnezeu. Cu ce scop? Cu scop să spună, ai văzut ce a făcut Lazar astăzi? Ai văzut ce a făcut Maria astăzi? Ai văzut ce a făcut Magdalena? Ai văzut ce a făcut pe fiecare? Iov 1 cu 6, Iov 2 cu 1, Apocalips 12 cu 10, Zaharia 3 cu 1. De ce spune pârâșul fraților noștri care zi și noapte ne pâră înaintea lui Dumnezeu? Și are demoni specializați pe urmele fiecăruia dintre noi ca să ne urmărească ce facem și demonii aceștia îi dau raport. Uite ce a făcut Lazar, uite ce a făcut fiecare. Duce la Lucifer, la Satana și Satana are acces în cer. Îi dă voie Domnul să se ducă înaintea lui, ne pârăște pe fiecare. Este primul lui acces. Al doilea acces, are acces pe pământ nelimitat. De ce are acces pe pământ? Pentru că are trei poziții pe pământ. Este stăpânitorul lumii acesteia, Ioan 12 cu 31. Este Dumnezeul viacului acesteia sau lumii acesteia, 2 Corinteni 4 cu 4, și este prințul sau domnul împărățiilor lumii, deci controlează fiecare stat prin demonii pe care îi are. Nu? Că a spus că cel ce controlează Imperiul Persiei m-a împiedicat să vin la tine să-ți aduc informația, a spus lui Daniel, nu? Deci, este prințul împărățiilor lumii, Luca 4, 5 la 6. Pe pământ se prezintă, frașestor, doamnelor și domnilor, la ora actuală, sub două forme. Prima, el vine ca un leu care răgnește, 1 Petru 5 cu 8, aceasta înseamnă cu intimidare, când soțul strigă la tine, te-ai prostit că te-ai pocăit, strigă și el rău prin el. Când soția te blastemă pentru că te-ai pocăit și spune că te amenință că te lasă, vorbește cel rău prin ea. Când copiii îți întorc vorba, când bosul bună oară spune te da afară din serviciu, dacă nu te lași de pocăință, diavolul vorbește prin ei, e ca un leu care amenință, terorizează. Și a doua formă sub care se prezintă este înger de lumină. 2 Corinteni 11 cu 14.
pentru că și-a exprimat intenția să fie ca cel prea înalt, cel de-al cincelea, eu voi fi ca cel prea înalt. Cel prea înalt este Dumnezeul Luminii și El vine și limită. Vine printr-o prorocie care îți place, printr-o predică care îți place, printr-o tâlcuire care să-ți cadă la inimă, să-ți vorbească, să te cucerească. Pentru că dacă îți vorbește pe plac, te seduce, aduce decepție, aduce înșelăciune și apoi aduce pieire. Al patrulea loc unde va fi aruncat cel rău este pe pământ. Deci este ceea ce spune în Apocalips 12. Deci din văzduh, următorul loc unde va fi aruncat este pe pământ. Apocalips 12, 7 la 12. Timp de 3 ani și jumătate, Satana va fi aruncat pe pământ și odată ce este aruncat pe pământ, nu va mai avea deloc acces în cer. Niciodată. Nu va mai putea să se urce în cer ca să pârască pe nimeni și de aceea spune că cerul se bucură, dar îi vai de pământ. Pentru că pe pământ, știind că mai are puțin timp, se va manifesta cu multă mânie și toate urgiile pe care le știe le va dezlănțui, după cum vom vedea în a doua parte a necazului celui mare. Apoi, al cincilea loc unde va fi aruncat Satana este în abis. De aici, de pe pământ, la sfârșitul necazului celui mare, Iisus Hristos se va coborî din cer cu biserica, deci cu știrea lui, spune, îl urma călare pe cai albi, este vorba de biserică, biserica coboară împreună cu el și biserica luptă alături de Iisus Hristos împotriva lui Satana, împotriva lui Anticrist și a prorocului mincinos și pe diavolul îl leagă și îl aruncă în abis, în fântâna adâncului. În această perioadă de timp, deci suntem în mileniu acum, moartea și păcatul vor fi reduse drastic, se va păcătui puțin și vor muri puțin. Numai cine va păcătui și nu va vrea să pocăiască în mileniu, va muri datorită firii lui păcătoase. Și tot pământul va fi supus lui Mesia, citiți Evrei 2, 5 la 9. Și apoi, ultimul loc, al șaselea, unde va fi aruncat cel rău, este lacul de foc și de pucioasă, Apocalips 20, 7 la 10. Acolo, singuratic, pentru 1000 de ani, stă Anticrist, în sfârșit acum îi trimite Domnul însoțitor, pe Satana, prorocul mincinos și toți demonii și toți oamenii care au murit în păcat vor fi aruncați în lacul de foc și de pucioasă. Cu aceasta va dispare păcatul odată pentru totdeauna, moartea odată pentru totdeauna și de asemenea marea dispare odată pentru totdeauna. Apocalips 2, 1 cu 1, moartea, 1 Corinteni 15 cu 24 la 26, păcatul, pentru că diavolul este autorul păcatului. Întorcându-ne la capitolul 12, ca să putem să concludem, unde aflăm despre aruncarea diavolului pe pământ, descoperim câteva lucruri interesante, cel puțin 4. O femeie aparte. 12 cu 1. În ce s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin să nască. Femeia aceasta are semnificație profetică, reprezintă profetic pe Israel, Geneza 3, 7, 9 la 10, după visul lui Iosif, iar destinul acestei femei este revelat în Apocalipsa 12 cu 2 și cu 5, să nască pe Iisus, versetul 5, să nască rămășița lui Israel, fiind Israel, 12 cu 13 la 17, și ne spune de asemenea profetic că suferința acestei femei, adică a lui Israel, este o suferință prelungită, milenii, milenii. Al doilea personaj care apare în capitolul 12 este Balaurul, 12 cu 3 la 9. Este diavolul, 12 cu 9. Este însoțit de mulți demoni, 12 cu 4, a treia parte. A treia parte, dar nu cad acum din cer, ci aceștia treia parte din îngeri au căzut atunci când el a zis mă voi sui pe muntele Dumnezeu și voi fi ca cel prea înalt, au căzut cu el. Și acest balaur este înfrânt de Arhanghelul Mihail,
Apocalipsa 12 cu 7 la 9, din văzduc și este aruncat pe pământ, cum am văzut, la locurile pe care le va ocupa diavolul. Apoi este al treilea personaj, copilul. Versetul 15. Versetul 5. I-a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. Un copil de parte bărbătească. Copilul acesta este sămânța femeii, este Iisus Hristos, care și partea umană prin faptul că s-a născut din Maria, care este o israelită. Ioan ne spune despre el că este un cuceritor, tot versetul 5 din Apocalipsa 12, așa, el are să cărmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Deci diavolul n-a putut să nimicească acest copil, Balaurul, și că acest copil controlează toată lumea și tot cosmosul, versetul 6. Și femeia a fugit în pustie într-un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie hrănit acolo 1260 de zile. Deci, Balaurul nu are putere peste Iisus Hristos și peste planurile lui, pentru că Dumnezeu are pregătite toate lucrurile pretutindeni. Și apoi, urmarea nașterii și biruirii copilului Iisus, deci care va stăpâni lumea cu un toiac de fier, este război în cer, 12 cu 7 la 8, biruința asupra satanei, 12 cu 9, o proclamare de biruință în cer, 12 cu 10, bucură-te cerule, o proclamare pe pământ, un fel de vai, dar vai mare, pentru că Satan a fost aruncat pe pământ și necazul pământului acum are trei componente. Este componentul timp, 12 cu 10 și cu 12, 1260 de zile. Este componentul tribulație, 12 cu 13 la 17, necaz, nu? Și este componentul triumf, 12 cu 17, va fi biruit. Deci timp, tribulație și triumf. Iată deci o primă parte a evenimentelor de la mijlocul necazului celui mare. Patru am prezentat astăzi. În concluzie, ne ajută să cunoaștem aceste lucruri pe noi care nu vom trăi acele vremuri? Pentru că vom fi răpiți la cer? Sigur că ne ajută. Ne ajută în cel puțin trei direcții. Prima, trebuie să cunoaștem tot planul lui Dumnezeu. Fapte 20 cu 27. Apostolul Pavel spune, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Al doilea component, trebuie să cunoaștem tot planul diavolului. 2 Corinteni 2 cu 11 spune, voi nu sunteți în necunoștință de planurile celui rău. Și al treilea aspect este acesta. Dacă cunoaștem ce trebuie cunoscut, cunoașterea trebuie să aducă pocăință. Sunt unii care spune, citează greșit cuvântul Domnului, cunoștința îngânfă. Nu îngânfă cunoștința biblică, îngânfă cunoștința lumească, teoria evoluției, aia îngânfă, care se ridică împotriva lui Dumnezeu. Dar dacă cunoști cuvântul lui Dumnezeu, aceasta aduce pocăință.